La capitolul inventivitate, românii stau cel mai bine, așadar nu este de mirare că pentru vizualizările de pe TikTok, un tânăr a decis să se răcorească într-o manieră inedită. Conform știri de Cluj, căldura mare din ultima perioadă a determinat câțiva tineri de pe litoral să recurgă la gesturi care mai de care mai neobișnuite pentru a se răcori. Unul a decis să se răcorească chiar în vitrina frigorifică a unui supermarket alături de băuturi. Gestul băiatului a fost postat pe internet și a ajuns imediat viral, scrie replica de Constanța. Mai proști decât prevede legea a fost unul dintre comentariile negative ale internauților care au văzut filmulețul pe platforma de socializare. Românii sunt recunoscuți în toată lumea pentru inventivitatea lor, iar numărul de videoclipuri virale a crescut simțitor odată cu platforma TikTok. Fiecare postează tot ce îi trece prin cap și ce îi se pare mai amuzant, însă unele filmulețe pot reprezenta o încălcare a legii și atrag după sine sancțiuni usturătoare, relatează știri de Cluj.